Ce faceți voi mie cu merele astea? Întotdeauna vreau să vă prepar desert, desert, desert. Toată lumea îmi cere. Ups! Bun apetit! E gălăgie multă în bucătărie. Gălăgie! Fără gălăgie, nu mai vreau gălăgie. Gata, silence, ladies and gentlemen. Bun apetit! O nouă variantă de desert. Un delicios desert. Apple Tart Tatin. De unde vine istorioara din Franța, prin anii 1800 spre 1900 până în 1917, doamna Tatin, Stefanie și Caroline, două surori, e un desert foarte fain. Lucrau la o patiserie unde vreau să se afirme, să se arate cele mai bune apple tart, acolo se preparau. Din greșeală a fost inventat apple tart tatin, adică upside down. Au uitat în cuptor tigaia cu tarta, oricum se grăbeau și chestii de genul, și au zis, ok, n-avem nicio variantă decât să o servim upside down, adică cu susul în jos. Tarta cu susul în jos, așa se numește, tartă de mere. E foarte simplă, este excelentă, e foarte simplă de preparat. Nu ne trebuie decât mere, puțin unt, zahăr brun, scorțișoara, care întotdeauna a fost la putere. O să ne mai trebuiască și un lichior, însă eu nu-l am. Un lichior Calvados, un lichior de mere. Pot să înlocuiesc varianta cu orice, pentru puțin flambat, cu orice coniac sau cu control. Cred că sunt de ajuns pentru o tigaie, 4 mere. Haideți să încercăm cu cele 4 mere. Varianta de apple tart tatin sau tartan, apple tart tartan. Acum, de obicei, curățau merele, da? Și asta o să o facem și noi. O să-mi iau un... ok, îl am aici. Merele trebuiesc curățate de coajă. Și apoi trebuie tăiate pe jumătate, caramelizate, puse în tigaie, pe deasupra aluatul, da, foietajul, o să folosim foietajul, și 20 de minute la cuptor, la 150 de grade, 160 de grade, 20 de minute, un apple tart tatin excelent. Eu o să servesc un sos caramel și puțină înghețată de vanilie. Și apoi iar o să intervenim cu apple tart tatin a la mod. De ce a la mod? Pentru că sunt preparate și servite cu înghețată de vanilie. Modul de preparare foarte simplu. Se călesc și se caramelizează merele în tigaie. Apoi modul de gătire e foarte simplu la cuptor și modul de servire e și mai ușor, pentru că e o variantă ușoară de servit cu înghețata de vanilie, apă, tart, tatin, foarte ușoară de servit. Întotdeauna vroiam să și vreau să vă arăt modul de preparare de la zero. Multe rețete la alte televiziuni, știți cum sunt făcute foarte repede, totul e preparat, doar le aruncă în tigaie și gata. Iată, eu sunt mai altfel și vreau să le iau de la zero. Nu că n-aș ști cum să curățați niște mere, însă vreau să vedeți step by step cum este concepută și cum este rețeta. E foarte ușoară. Numai să aveți răbdare și să o preparați cu suflet, să puneți puțin suflet. Ok, apă tart tatin, Carolina și Stefanie din Franța. Acolo mai există o variantă, că patronul unui restaurant din Paris, un restaurant renumit pe vremea aia, Maxim se numea, și-a trimis grădinarul pur și simplu ca spion să fure rețeta de la palat, da? E, iacătă, și rețetele astea au niște istorioare.
De când au furat rețeta, Maxim a devenit, restaurantul Maxim a devenit renumit în Franța cu Apple Tartan, Apple Tartan. Vedeți că i-au și folosit numele în continuare, da? Ok, o să aleg eu părțile cele mai bune din mere, puteți folosi mere verzi sau mere roșii, nicio problemă. Jumătate de măr, ăsta nu-mi place, să o folosesc numai un sfert. Ce? Toate cele, o parte din ele au și pete, aveți grijă, da? Tem pe jumătate, deci în patru, Apple Tart Tartan. Caramelizăm merele cu scorțișoare, cu zahăr brun și vor fi gata. Excelent, voi folosi și puțin suc de mere. Am să caramelizez merele într-o tigaie mai mare. Ca și la desertul nostru care este preparat pe sală, o să vedeți că e foarte simplu, aceeași bază, puțin unt, două cubulețe de unt, zahărul brun, zahăr brun. Excelent. Puțină scorțișoară, puțină scorțișoară, o lingură de scorțișoară, vreo 50 de grame, 60 de grame de unt, vreo 300 de grame, cred că exagerez, până în 200 de grame pentru o tartă de zahăr brun și puțin suc de mere. Puțin suc de mere ajut foarte mult la caramelizat, zahărul se caramelizează foarte repede și n-aș vrea să-l transformăm. Deja se simte mirosul de scorțișoară. Iau merele și le caramelizez una câte una, da, câte o bucată, sigur că da, fiecare băgate. După ce le caramelizăm puțin, ca un foc mai mic pentru că e foarte puternic, le caramelizăm în zahărul brun cu unt, cu scorțișoară. Fantastic, o să fie o Apple Tart Tartan excelentă. De m-ar vedea francezii acum ar spune, nu se prepară așa, așa am pățit și cu crepe Suzette. Vara trecută, pe terasă, o familie de francezi, bineînțeles că au comandat tot ce-i franțuzesc din meniu, la unele au dat din cap că... Însă la crepe Suzette, la deliciosul preparat, la gheridon, mi-au spus, cum de-am reușit să prepar așa delicios sosul? Le-am preparat sosul bază, cu portocale, cu suc de portocale, cu caramelizat, foarte bine, cu control. Însă m-au bătut la cap să, și mi-au tras atenția că nu e bine cum fac clătitele, trebuia să le fac foarte subțiri și crocante. Și în momentul când le dădeam prin sosul de caramel de portocală, atunci ele se îmbibau cu tot sosul și deveneau așa savuroase. I-am urmărit și e bine de știut că, gândiți-vă, nu știu, eu dacă plec într-o țară străină și văd pe cineva că se chinuie să facă sarmale, n-aș spune că n-am ști să facem sarmalele cele mai bune, cu toate că nu sunt sarmalele, nu sunt românești. Vin de undeva, din Grecia, din Turcia. Dar e ok, le-am împrumutat și noi de pe unde am putut, numai că noi suntem cei care le facem perfecte, credeți-mă. O dăm dintr-una în alta. În sfârșit cu clătitele am reușit-o, pentru că a mai venit și a doua oară și a vrut să fie sigur că le prepare exact cum le vrea acel domn. Distins. Ok. Caramelizăm puțin, le ajutăm, da? Le caramelizăm cu puțin sos brun. Le facem brownie on top, da? Cu sosul din zahăr, sosul caramelizat, cu scorțișoară, de acolo m-am dus la denumirea de brun, dar nu e sos brun, cu scorțișoară le dăm o culoare brownie, o culoare maronie.
Ok, apoi le luăm pe fiecare în parte. Aici, dacă aveam mai mult de 10 persoane, puteam găti direct în tigaia asta, însă e foarte greu de întors cu susul în jos, adică upside down. Și atunci o să folosesc o tigaie mai mică, pentru ca această tigaie să poată intra în cuptor și să fie gătită excelent, să fie fantastic. O să mut eu tigaia, o să-mi aranjez merele. Aranjate frumos. N-aș vrea prea mult să le să le gătesc în tigaie, pentru că ele au tendința de a se rupe și totuși trebuie să fie puțin al dente. După ce punem toate merele în tigaie, o acoperim cu o pătură de de foietaj. Și o să arate super bine. Ok. Apple tart tartan. Să vedeți ce bine arată. O să-mi iau eu și sosul caramelizat, da? Caramel sos. O să-l punem peste. Excelent. Apoi, îl luăm de pe foc, îl lăsăm în 10 minute să se răcească și apoi punem pe deasupra foietajul. Mai pun puțin zahăr brun și puțină scorțișoară. Dă bine. Wow! Să fie foarte dulce. Și puțină scorțișoară, încă un praf de scorțișoară. Asta e varianta mea de apple tart tatin. Să-i dăm și o aromă de portocală. Un contră. O aromă de portocală. Excelent. Apoi, o luăm de pe foc. O lăsăm 10 minute să tragă sosul. Punem pe deasupra foietajul și o băgăm la cuptor. Fiți pe fază, televiziunea e magică. I'll be back. Gata, e aproape gata. Ia să vedem, după ce am scos și după ce am lăsat merele să se răcească, după ce le-am caramelizat puțin cu puțin zahăr brun și puțină scorțișoară, foietajul îl folosesc din comerț, e ok, un foietaj de plăcintă. Îl punem pe deasupra. Îl punem pe deasupra și învelim merele care au fost caramelizate. Apoi facem un pat foarte fain și încercăm să le învelim foarte bine. Le băgăm la cuptor maxim 20 de minute și tarta noastră, tartan, vedeți aici trebuie să lăsați puțin mai mare să nu curgă sosul pe deasupra. Ok. Îi facem și o formă mai deosebită. Ecola. Suntem gata. Băgăm la cuptor 25 de minute. Apple tart tartan este gata. La cuptor la 180 de grade. La 180 de grade fixăm la 25 de minute și vom fi gata cu un apple tart tartan. Excelentă variantă de a ști acele doamne că tot și pe tot mapamondul se prepară desertul lor. Ar fi mândre să vadă că apple tart tartan. O să spună, nu l-ai făcut bine, mai trebuie să adaugi asta și asta. Ei, fiecare interpretează cum vrea acum. Fiți gata, în 20 de minute ne întoarcem. Asta la fel, magia televiziunii, va fi gata numai decât. I'll be back. Bujorică, să ne trăiești. Bujorică, vamos. Și ieșim. Apple tart tatin. Ce frumoasă a ieșit. Fantastică! După 25 de minute de cuptor, tarta noastră, tartan, cred că arată excelent, însă părerea mea că are foarte mult
foarte mult sos caramel. Așa că ce o să fac, o să scurg tot sosul caramel într-o bărcuță sau într-o sosieră. Ok. Și-a lăsat foarte, foarte multă zeamă. Și de ce se numește upside down? Pentru că este o tartă cu susul în jos. Ia să vedem dacă merge. O să am nevoie de o farfurie albastră din spate, pentru că asta s-ar putea să fie prea mare. Ia să încercăm. Încercăm să o punem așa. Da, este prea mare. Așa. O să-mi dea colegii mei din spatele camerelor o farfurie. Bravo. Care sper eu să fie numai bună pentru a întoarce tarta noastră cu susul în jos. Aici e puțin dificil, pentru că o să vedem modul de a întoarce. Aici e foarte periculos, aveți grijă cum o faceți acasă. Hop! Și am întors-o cu susul în jos. Ia să vedem dacă tarta noastră, wow, este gata, bineînțeles. Tarta noastră Apple Tartan arată bine, ne-a ieșit cum trebuie. O să o putem tăia și o putem monta cu înghețată de vanilie. Am ales 4 farfurii, pentru că eu o să am o porție și cei din spate care săraci vizionează cum totul este preparat și dumneavoastră de acasă puteți avea, o tăiem în mai multe porțioare și Apple Tart Tartan va fi gata. Excelentă! Fantastică! Mărul este foarte bine pătruns. E gata, o să-mi iau și o paletă să o pot scoate. Ok. Să ștergem frumos paleta. Mă plimb prin toată bucătăria, că le-am ascunse toate. Ok. Am luat și o paletă. Luăm tarta. O punem în farfurie. Ce bine arată, asta e prea micuță. Am ales. Merge făcută 6 porții, da? Din 6 porții. Eu 4 porții le scot numai decât. Ok. Apoi, înghețata de vanilie. Am mai rămas 2 porțioare. Se arată foarte bine. Înghețata de vanilie. Niște bulgări imensi de înghețată de vanilie. A la mod. Fantastic. Ok. Migdale. Peste înghețată, migdale coapte și pisate. Combinație fantastică. Și sosul caramel care a rămas din tigaie. Sosul caramel a rămas din tigaie. Punem pe deasupra. O minunăție, nu? Savoare. Blatul se însiropează cu sosul care a rămas. Și iată, suntem gata. Vine șeful, de-abia aștept să o servesc. Haideți pe sală. Vine șeful cu un Apple Tart Tartin a la mod. Un Apple Tart, o tartă de mere care e foarte bine combinată cu înghețata de vanilie, cu migdale coapte. O tentă de cinnamon, adică o atingere de scorțișoară. Excelent! Să văd de unde încep acum. Miroase bine. E bună combinația de cald cu rece. Îmi plac combinațiile la nebunie. Cald cu rece, dulce. Ți se topește în gură cât de reușită poate fi. Nici dacă o făceam eu, Nelu Pău, că nu e și așa. Pardon. Numai la bun apetit. Ce să vă urez decât serviți un Apple Tart Tartan pregătit de dumneavoastră acasă, din mere, scorțișoară, un zahăr brun, puțină înghețată de vanilie. Iată, mai avem o nouă rețetă astăzi la bun apetit. Urmăriți-ne, nu veți regreta. În fiecare zi veți descoperi alte rețete cu Nelu Păucă. Bun apetit!